Bun găsit tuturor la horoscopul avertismentelor săptămânii 11-17 decembrie. Doar foarte în scurt vă reamintesc că pe Vimeo a apărut horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie. Linkurile sunt în descrierea acestei filmări și hai să povestim care este avertismentul, aș zice, numărul 1 al acestei săptămâni, dar se corelează și cu retrogradarea lui Mercur. Pentru retrogradarea lui Mercur există pe YouTube sau va apărea, depinde în funcție de când urmărești tu această filmare. Apare o filmare sau a apărut deja cu Mercur retrograd în Capricorn în perioada 14 decembrie 2 ianuarie, dar cei care aveți horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie, aveți și informația suplimentară cum vă influențează, pe ce domeniu de viață pică specific în funcție de zodia ta acest Mercur retrograd. De aceea vă încurajez pe toți, horoscopul ultra detaliat al lunii decembrie este pe Vimeo și linkul este în descriere. Așadar, în această săptămână, tema mare de tot este cea a retrogradării lui Mercur. Când Mercur retrogradează, toate acțiunile care încep cu prefixul re sunt binevenite. În schimb, nu se recomandă de nicio culoare achiziția de mașini. Nu aveți grijă că e risc mare de accidente, e risc de încurcături în hârtie, acte legate de mașini și nu numai de mașini, dar pericolul cel mai mare vine din zona asta autovehiculelor, urmat de orice înseamnă act, contract, hotărâre parafată și ștampilată. E bine să fii foarte atent și dacă poți evita până pe 2 ianuarie parafarea ei pentru a avea șansă mult mai bună și aspecte mult mai bune pe hartă, ar fi grozav. Dacă nu reușești să o amâni până în ianuarie, semnarea unui act, unei hârtie, unui document, atunci măcar fi cu ochii în patru cu privire la ce faci. Dar pe lângă acest Mercur retrograd, despre care se va face multă poveste și vorbărie, pentru că va fi o temă principală pentru multă lume, deci vă promit că se va discuta despre asta pe larg, dar nu în filmarea aceasta, mie mi-atrage foarte mult atenția în această săptămână un aspect un pic cam perversuț, dar nu în sensul nepoliticos, ci se joacă cu mințile noastre. Și este vorba despre cuadratura dintre Soare și Neptun. Și aici asta e avertismentul cel mai important al săptămânii. Imediat vei înțelege de ce este cel mai important avertisment al săptămânii. Și apoi vom vedea pentru fiecare semn zodiacal în parte care este povestea. Prin urmare, ce e soarele? Cine e soarele în astrologie? Soarele reprezintă identitatea noastră, reprezintă esența noastră, reprezintă egoul nostru. Eu întotdeauna spun, soarele îl vizualizez ca fiind benzina pe care o introduci într-un vehicul ca să-l faci să se deplaseze. Neptun, pe de altă parte, deci soarele este esența, egoul, identitatea. Iar Neptun reprezintă iluzia, spiritualitatea și misterul. Când soarele se află în cuadratură cu Neptun, adică un aspect tensionat, cuadratura este un aspect tensionat, aceste două energii se află în conflict. Pe de o parte, ne vom simți fascinați, atrași de iluzie, de mister, dar în același timp va fi nevoie pregnantă de claritate și realism. Și vreau să vă recomand să corelați atât horoscopul săptămânii cu avertismentele săptămânii, pentru că în horoscopul săptămânii v-am povestit despre zona unde aveți claritate, luciditate, iar aici vă avertizez cu privire la zona unde veți deraia, unde nu vă veți putea concentra. Când soarele este în quadratură cu Neptun, riscul cel mai mare este de înșelăciune. Riscul cel mai mare este de înșelăciune. Așa încât, hai să enumerăm trei aspecte, trei efecte negative ale acestui aspect. În primul rând, aduce confuzie și dezorientare. Iluzie, al doilea, iluzie și autoiluzionare. Al treilea, mă pierd în valurile creativității. Visez foarte mult și fac foarte puțin în realitate. În horoscopul săptămânii vorbeam despre creativitate ca un element bun, benefic. Dacă muncești, dacă îl pui în practică, el așa devine benefic, dacă îl pui în practică. Dacă nu îl pui în practică, logic că ai să fii debusolată sau debusolat și n-ai să știi ce să faci. Și în această idee, ce trebuie să faci? Deci,
aduce confuzie, dezorientare, iluzie, autoiluzionare, aduce creativitate scăpată de sub control prin lipsa ancorării în realitate. Și soluții, pentru că eu trebuie să-ți dau și soluții, sunt o concentrare mai multă pe realitate. Când simți că mintea ți-o ia razna și te duci cu visarea cât mai departe, imediat te tragi înapoi și spui, hei, trebuie să fiu ancorat în realitate. Hei, eu trebuie să fiu prezent aici. Hei, eu sunt aici și în acum. Deci trebuie să te concentrezi pe realitate. Trebuie să fii atentă sau atent la feedback-ul pozitiv. Oamenii care vin și spun, uite, aici faci foarte bine, aici este în regulă, trebuie să fii puțin mai atent la lucrurile astea, dar stai departe în această săptămână de cei care vor încerca să-ți taie aripile și să spună, hei, nu, nu, n-ai să poți, nu, nu, e foarte complicat, e foarte greu. Când auzi asta, pleacă că n-ai ce să stai în preajma omului ăla. E bine să asculți intuiția mai mult și urmărește-ți cu atenție gândurile și sentimentele, pentru că în momentul în care simți cea mai mică secundă că gândurile și sentimentele tale o iau razna, se duc la vale și nu le mai ai sub control, în acel moment trebuie să te forțezi să vii într-o realitate pozitivă. Dacă simți că intri pe depresie, intri pe melancolie, pe autovictimizare, nu-i bine, nu-i bine și încearcă să ieși din casă, dă telefon la un prieten, uită-te la ceva vesel pe computer, pe telefon, pe net, fă sport, fă mișcare, respiră, exercițiile de respirație sunt foarte bune și tot ce ai de făcut, știu că toată lumea zice, vai, tehnica să respirăm 4 cu 6, 10 cu 100, bă, lasă-mă în pace. Inspiră și expiră de 2-3 ori, că n-ai nevoie să hiperventilezi, să leșine acolo de hiperventilezi, de 2-3 ori și ai să vezi că oxigenându-ți organismul ai o altă stare, lasă numărătoarea și lasă nu știu ce lucruri complicate, că nu-i nimic complicat în a respira. Făcut ordine, trecem la treabă. Hai să începem cu primul semn zodiacal. Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului, voi trebuie să aveți grijă în această săptămână la faptul că vor fi persoane care vin la voi cu tot felul de propuneri, de idei, de inițiative, dar care sunt foarte, foarte departe de realitate. Care persoanele acestea, ele pot fi chiar bine intenționate, care nu e chiar așa de bine intenționat, dar hai să spunem, nu au, cel puțin ele ca atare, nu au cele mai rele intenții, dar sunt total rupte de realitate și te poți băga niște probleme extrem de greu de descălcit ulterior prin faptul că e prea complicată situația în care ai intrat. Aici va fi destul de greu să gestionezi lucrurile, așa încât mare grijă și poate apărea un conflict cu un bărbat. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Săptămâna aceasta va trebui să fii foarte atentă sau atent la partea de acte, hârtii și documente, să citești clauzele, să te informezi cu privire la modul în care poți ieși dintr-un contract, în cazul în care semnezi un contract. Și să fii foarte atent sau atentă la informațiile legislative și contabilicești care îți vin la urechi în aceste zile, pentru că unele dintre ele s-ar putea să fie departe de realitate. Și persoana care ți le transmite să aibă intenții foarte bune în ceea ce îi exprimă și să aibă intenții foarte bune în a te ajuta, doar că ea n-a priceput cum trebuie lucrurile și atunci le dă mai departe greșit. E o proastă interpretare. În schimb, îți urez noroc și baftă și răbdare. Pentru că dacă ai chestiuni birocratice de rezolvat săptămâna asta, s-ar putea să dai peste niște funcționari extrem de bătuți în cap, care nu vor cu niciun preț să priceapă că nu-i corect ceea ce spun ei și va trebui să ai multă, multă răbdare să gestionezi lucruri. Multă răbdare. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemeni. Problema majoră cu care te confrunți în săptămâna aceasta este pierderea lucrurilor, zăpăcirea obiectelor,
Tu știi că ți-ai pus ceva într-un loc și pe urmă acel ceva nu mai este deloc în locul respectiv, pentru că tu îl ții deja în mână. Va fi pe principiu, oare unde sunt ochelarii? Vai, unde sunt ochelarii? Dar ochelarii sunt în mâna mea, dar nu se atent la asta. Și nu este vorba de neatenție, este vorba de oboseală, de confuzie, de împrăștiere și știi unde, pe cine poți să dai vina în această săptămână? Pe Mercur, guvernatorul zodiei tale, care își începe mișcarea retrogradă, va fi în mișcare aparent retrogradă până pe 2 ianuarie. Și da, o să fie cu zăpăcirea lucrurilor. Și dacă ai lucruri de finalizat, dacă ai telefoane de dat, dacă ai întâlniri de stabilit, dacă ai e-mail-uri de răspuns, să răspunzi la ele, te rog, notează-ți pe hârtiuță. Notează și notează și notează. Pentru că s-ar putea să pierzi din vedere anumite lucruri, s-ar putea să uiți anumite lucruri și va fi dificil, dacă ai uitat ceva, se rupe lanțul lucrurilor pe care le-ai de rezolvat. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Ei, emoțional tu ai să te revolți. Emoțional ai să fii rebelul. Emoțional ai să vrei ca anumite lucruri să scape, să fie în termenii tăi, dar nu vei ține prea mult seama, nu neapărat de emoțiile celorlalți, dar și asta contează, bineînțeles, foarte mult. Dar nu vei ține cont de contextul în care vrei să se implementeze acele lucruri. Tu o vei porni pe ideea ta și vei rămâne fidelă sau fidel ideii tale, dar nu vei conștientiza că anumite lucruri nu au parametrii necesari să fie realizați acum. Nu-i cadru, nu se poate acum. Și trebuie să te înarmezi cu mai multă răbdare. Mai ai grijă că în această săptămână ai o tendință spre victimizare, cum nu ai idee. Deci este o tendință de victimizare, de mamă, mamă, deci nu se poate. Ai să vrei ca lucrurile să fie în ritmul tău, cum vrei tu, și când nu ies cum vrei tu, poți să spui că universul are o problemă cu tine, dar nu are nicio problemă cu tine. Viteza cu care tu rulezi lucrurile este mult prea mare decât cei cu care alergi și aia o să gâfâie în urma ta și tu ai să fii într-un sprint deschis înainte. Ai răbdare, ia pe fiecare după ritmul și capacitatea sa. Asta e singurul lucru pe care l-ai de făcut. Ia-l după ritmul și capacitatea sa. Leu, ascendentul pe Leu și cei care au luna natală în semnul Leului. Și până am ajuns la zodia ta, chiar mă gândeam, Soarele fiind implicat în acest aspect, Soare quadratură Neptun, Soarele e guvernatorul zodiei tale, așa încât pe tine această zonă a confuziei, a dezorganizării, a lipsei de realism, te impactează foarte mult săptămâna aceasta. Nu că n-ai fi tu realistă sau realist, ci întâlnești oameni care îți rupți de realitate. Și în această săptămână va fi un moment în care foarte multe marcaje pe Leu vor resimți problemele legate de tată, de relația cu tata, ceea ce în engleză se numește daddy issue. La nivel emoțional, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, dacă tatăl trăiește sau nu, dacă ți-ai cunoscut tatăl biologic sau nu, sau tatăl adoptiv, cel care te-a crescut, să zicem, am prezentat cât mai multe situații, cât mai variate, va fi o problemă pe dinamica relației cu tata. Și acum e momentul propice să iei taurul de coarne și să rezolvi problema asta prin terapie, prin introspecție, prin conștientizarea situației. Acum e momentul ăla, știi, wake up and smell the coffee. Acum e. În plus, pregătește-te pentru niște discuții în contradictoriu cu un șef și oricât de tensionat ar fi situația, nu sări repede la a-ți da demisia dacă nu-ți convin lucrurile. Ia-o ușor, nu sări, repet, în a-ți da demisia imediat. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Nu e săptămâna cea mai rea la tine. Chiar nu este săptămâna cea mai rea la tine sau pentru tine. Dar vei avea un sentiment de nevoie de eliberare. Fie de eliberare dintr-o relație, fie de o eliberare dintr-o anumită situație, fie de o eliberare de la un loc de muncă. Este o săptămână în care simți profund necesitatea unei guri suplimentare de aer. Să respiri, să te eliberezi, să te expiri și să inspiri. Și
Această nevoie de libertate s-ar putea să nu te facă cea mai diplomată persoană. Să ai tendința să spui un picuț de la obraz, unora și altora, niște lucruri pe care apoi să le regreți. E important, din acest motiv, să îți structurezi foarte atent discursul. Foarte atent. Trebuie să ai grijă când vorbești, puneți următoarea întrebare, ori de câte ori vei vorbi săptămâna asta. Dacă aș fi eu de partea cealaltă a baricadei, dacă aș fi eu persoana care ascultă discursul ăsta, cum l-aș gestiona? Cum l-aș percepe? Cum l-aș prelua? Gândește-te dacă ai fi în papucii celuilalt, cum gestionează? Și de acolo îți pornești experiența și povestea. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Sfântul exces o să fie testul tău în această săptămână și, sincer, mi-e milă de cei care sunteți la dietă. Groaznic! O să fie săptămâna dietelor stricate. Când Venus e în opoziție cu Jupiter, guvernatoarea ta, în opoziție cu planeta exceselor, numai să... Deci, nu știu, numai să-ți vină o boare, un miros, un parfum, o chestie și deja ți s-au aprins toate beculețele. Ai grijă în această săptămână la excese. Orică muncești foarte mult, orică mănânci, orică bei, orică, nu știu, faci ceva, e în exces și trebuie să temporizezi situația. Ia-o ușor, ia-o cu răbdare, ia-o pas cu pas. Nu pune multă presiune pe tine, că iarăși asta cu presiunea va fi o adevărată problemă. Ia-o pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas, pas, da? Deci ia-o ușor, nu te forța și e regulă, vrei să mănânci ceva mai mult. Dau un exemplu, nu totodată, peste două ori mai repeți, peste încă două ori iar, ia lucrurile încet. Excesul e călcâiul lui Ahile pentru balanță în această săptămână. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. La tine conflicte cu legea, amenzi, te rog, ai grijă la viteză, ai grijă la locul unde parchezi, ai grijă cu cine te cerți, pentru că e săptămâna în care toate o iau razna pe capitolul poliție care mă nedreptățește, justiție care nu-și face treaba în privința ta, adică vorbesc din perspectiva Scorpionului. E dificil și în foarte multe situații, știi de ce va fi dificil? În multe situații vei avea dreptate. Deci să dăm cezarului ce al cezarului, în multe situații vei avea dreptate și vei fi acuzat pe nedrept și vei fi pus într-o lumină a nedreptății. Este o săptămână în care va trebui să te înarmezi cu foarte multă răbdare pentru a clarifica lucruri, pentru a-i face pe ceilalți să înțeleagă anumite situații, pentru că nu toată lumea va fi dispusă să priceapă ce vrei tu și de acolo ei își vor trage propriile lor concluzii și tu ai să pici la mijloc într-o situație în care va trebui să-ți faci dreptate, dar va fi foarte greu să înțelegi, să fii înțeles, să-ți găsești înțelegere la cei care ar trebui să te ajute în găsirea dreptății. Deci este foarte important să ai răbdare și să ai grijă că de această dată legea, nu că nu va fi de partea ta neapărat, cât vor fi sincope, vor fi întârzieri, vor fi neclarități legate de cadrul legislativ sau al oamenilor legii. Nu provoca destinul că o să iasă cu scântei, o să iasă cu multe scântei. Și această neînțelegere poate să se ducă și spre casă, unde cineva care are autoritatea, fie în cuplu, fie în zona familiei, va bate câmpii cu grație și tu vei fi extrem de furioasă sau furios pe această bătaie de câmpi cu grație și vei încerca să clarifici anumite lucruri, numai că iarăși vei fi prost înțeles și cuvintele tale răstălmăcite. La horoscopul săptămânii vezi că vorbeam de comunicare din nou pe partea pozitivă, dar aici te avertizez la partea oamenilor legii. Ai grijă! Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului.
La nivel emoțional, vei fi greu de accesat în această săptămână și va trebui să faci un efort de voință, să pui lucrurile pe făgașul lor. Nu va fi simplu, dar ți-aș propune în aceste zile să te ghidezi după întrebarea: oare dacă aș fi eu în situația celuilalt, cum ar funcționa lucrurile? Cum ar funcționa lucrurile? Dacă eu aș fi în situația celuilalt, cum mi-ar plăcea să mi se vorbească, cum mi-ar plăcea să fiu tratat sau tratată, cum aș gestiona lucrurile? Îți mai recomand să-ți revizuiești un pic actele, hârtiile și documentele, pentru că undeva este o eroare sau ai uitat să achiți o taxă, ai uitat să faci o plată, ai uitat ceva, ai uitat ceva și nu vrei să fii trasă la răspundere ulterior, pentru că vor fi penalități destul de mari. Iar în casă s-ar putea să fie nevoie de o reparație surpriză, să se strice ceva, să se defecteze ceva și tu să trebuiască să repari acel lucru, bineînțeles, cu niște bănuți scoși din buzunar, nu? Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Emoțiile vor fi cele care te vor face în această săptămână să treci de la o decizie la alta, să fii influențabil sau influențabilă și vei întâlni persoane care se vor juca cu mintea ta și îți vor prezenta o realitate complet deformată. Deci va trebui să faci un efort de voință susținut sau ferm să rămâi fidel lucrurilor pe care le cunoști deja, realității pe care o îmbrățișezi și când ceva din interiorul tău îți spune: hei, omul ăsta nu-i prietenul meu, informația asta nu-i în regulă, situația asta nu-i cum ar trebui să fie, nu greșești. Ai încredere în instinctele tale pentru că sunt corecte, nu greșești deloc. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Atenție la accidentele domestice. Fanionul roșu pe care l-a agit în această săptămână Vărsătorilor și marcajelor pe Vărsător vine din această direcție a accidentelor domestice. E foarte important pentru tine să fii atentă sau atent pe unde pășești. Mai ales grijă la zone alunecoase cu gheață sau apă vărsată pe podele care devin extrem de alunecoase. Acolo zona picioarelor în această săptămână este avertismentul numărul 1 al vostru. Al doilea lucru, te obsedezi de lucruri nenecesare. Vei lua multe situații mult prea în personal, dar la propriu te obsedezi de ele și nu e în regulă, deci trebuie să o iei puțin mai ușor. Deci, accidente domestice pentru Vărsător. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Cred că e prima oară în cariera mea publică în care fac acest avertisment. N-au fost condițiile necesare să-l fac. Cei care aveți adicții, da, adicții de alea serioase, și sunteți cu marcaj pe pești, săptămâna asta fiți foarte atenți la trigger, la declanșatorul recidivei. E bine să știți că oamenii care au adicții sunt foarte ușor triggeruiți, declanșate, reînceperea adicției de factori de stres, conflicte, neliniște sau bucurii extreme. Hai să bem, unul este alcoolic și hai să bem că e ziua lui Gigi. Grijă că asta e săptămâna în care se recidivează foarte ușor de către semnul vostru zodiacal și asta nu e părerea mea, este părerea astrologiei, pentru că tema despre care am vorbit în tot acest horoscop este despre cuadratura, aspectul tensionat între Soare și Neptun. Neptun e guvernatorul zodiei voastre. Peștii au două călcâi ale există două vulnerabilități. Fiecare zodie are vulnerabilități. Poate va trebui să fac o filmare despre vulnerabilitățile zodiilor genetic încrustate în zodii.
Așa încât la tine primul călcâi este depresia, anxietatea, partea asta emoțională, vulnerabilă. Și al doilea este dependențele. Sunteți zodia. Trebuie să recunoști, nu că tu, cel care mă asculți, zodia în ansamblu. Uite, berbecul are predispoziție spre accident. Leu are ce probleme cardiace de rând. Pești au și ei o vulnerabilitate și la voi, dacă alt om, un alt nativ, nu știu, există anumite șpreuri de nas când ești răcit, asta cei care sunteți farmaciști, vă rog să nu dați nume de medicamente. Nu dați nume. Doar spunem general, există anumite șpreuri de nas când ești răcit, care și este pe prospect indicat. Nu folosi mai mult de 3 zile pentru că se creează dependență. Tu nu ai nevoie de 3 zile să devii dependent, tu ai nevoie de 3 ore. La tine totul se potențează pe parte de adicție. Ce un om normal, care nu e în zodia pești, nu spun că e normal sau anormal să fii în pești, o altă persoană care nu e sub semnul tău zodiacal născut, are nevoie de un timp mai larg, de mai mare să dezvolte o adicție, la tine este așa, și cu cât ești mai stresat, cu cât ești mai supărat, cu atât vulnerabilitatea crește. Așa încât mare grijă în această săptămână. Cei care știți că aveți adicții sau care sunteți la niște forme de constrângere, cea mai des întâlnită e dieta, să o ia naiba, cu urăz. Deci, dietă. E suficient să te cerți cu o rudă, cu un prieten, să ai un derapaj emoțional, să ai o supărare, să fii obosit și te-ai și trezit că ești cu prăjitura în gură sau cu lucruri de care vrei să scapi. Deci săptămâna asta pentru pești, avertismentul este, vă rog să aveți grijă că relapsul, căderea în păcat este destul de ridicată, spre cote de avertizare. Dragii mei, acestea au fost avertismentele săptămânii 11-17 decembrie. Vă mulțumesc că ați urmărit această filmare. Nu uitați să apăsați butonul subscribe, pentru că în acest fel susțineți activitatea acestui canal. Vă mulțumesc că existați și nu uitați că ești aici și acum cea mai bună versiunea ta. Baftă mult în tot ceea ce faci!